Urmează exerciții de mobilitate și grație. Culegem floricele. Poziția 3. Și ne așezăm frumos, bine, spatele drept, coada ridică brațele lateral. Plecăm frumos cu totul, cu tot corpul. Și culegem floricele. Bine, Iulia! Frumos, bravo! Și prindem fluturaș cu grație. Bine! Aveți deja mobilitatea brațului, care se arcuiește frumos și grațios. Bine, bravo! Și schimbăm coșulețul și cu cealaltă mână, bine, Sara, ne aplecăm puțin mai mult în față, uitați-vă la Ștefania, cu spatele drept, grațios, frumos, bravo, bravo, bravo. Și acum prindem fluturașii de sus și punem un coșuleț, mai prindem fluturaș. Ce frumoși sunt, uite, prindem și punem un coșuleț. Uitați-vă la Ștefania, ce grațios îi prinde și voi la fel. Bine, bravo! Și acum ținem coșulețul frumos și ce facem? Lăsăm să zboare ușor, frumos, delicat, nu ne grăbim. Giulia, eu am făcut o singură dată de 3 ori și încă o dată. Frumos! Bravo! Foarte frumos! Întindem piciorușele ca la vârfuleț. Lipim piciorușele. Sara, hai, mami! Spatele drept. Pregătim degețelele. Spatele drept, Iulia. Și ascultăm pianul, nu ne grăbim. Și... privim brațele deasupra capului și coborâm încet, nu te grăbi și rămâi acolo, rămâi acolo cu căpșorul pe genunchi, întinde genunchii și te ridici, nu te grăbi, Giulia, și deschidem lateral, spatele drept și întoarcem mânuța și ușor jos în poziția inițială, spatele drept, picioarele lipite și încă o dată și frumos privim brațele și ridicăm privirea și coborâm, Sara, genunchi întinși, căpșorul, bravo, pe genunchi, rămâi acolo.